Well, I ain't got cash, I ain't got cash, but I got you, baby. Baby, oh, baby. Care-i nevoia asta omului de a cânta și el? Crezi că e o chestie de a tuturor oamenilor sau doar unii? Cum adică de a cânta și el? Adică, adică să cânte și el chiar dacă nu are neapărat voce sau de a cânta melodia care sau... Nevoia oamenilor de a face karaoke. Băi, dar asta karaoke este ceva, e cântatul. Știi cine e singur omul care n-a cântat niciodată? Taică. Nu l-am auzit niciodată. Da, nu l-ai auzit tu, dar poate în tinerețe cânta. Nu cred. Nu foarte serios. În schimb, maica mea creează niște momente superbe. Ți-am zis? Am zis aici la... Când a... Maica mea trăiește cu impresia că are voce. Da. Eu nu pot să-mi dau seama dacă... Ceea ce se întâmplă și la mine în familie, atât cu Irina, cât și cu mama mea. Oh, snack. Mă bucur că Andreea nu cred. Și eram... și izbucnește într-o dată așa, că eram la un Paște și eram acolo la masă și vorbeam și am fost puțin frichi. Vine ea cu niște bască și cu un volumânare în ea și reproduc exact cum credeam. Hristos a înviat din morți cu... Și normal că... cu moartea pe moarte călcând. Și ce? Exact așa. Da, mă, dar nu știu de ce femeile cântă numai pe voce de cap. Da. Deși maică mea, bă, s-aude pe toate filmările unde era de o zi de naștere, s-aude ea o tonalitate mai sus. Toată lumea cântă, mulți ani trăiască, și a spus, mulți ani trăiască, la mulți ani. Da. Da, incredibil. Dar Irina zice că avea voce foarte faină când era tânără, doar că a început să fumeze și că și-a pierdut vocea. Hai, da. Bună, Irina! ce faci? Da. Dar ai impresia că a mai fost asta în comedias pe drumul? Și eu cred asta, Hristos a înviat, și mie îmi sună. Și care e faza? Că dacă o e să continuă... Că poveștile se vor duce, subiectele vor fi unele proaspete de multe ori. Dar e posibil în sezonul 4, 5, 6, în sezonul 6 să dăm o chestie din asta, aia cu colanii, să o dăm fără, da. să ne dăm seama. Da. E posibil dacă facem treaba asta de multă vreme, la bătrânețe, să fie episodul 62 din sezonul 43, fie fix episodul 61. În același sezon. Păi, dar chiar cred că am zis-o pe asta. Am impresia că ai zis-o, dar nu pot să fac un lucru. Nici eu. Oart. Când o să fim amândoi bolnavi de ceva boală de memorie și asta, o să fim cu Alzheimer și o să avem episodul ăsta 66 din podcast, așa să fie. Ah! nu așa. Să fie... Ce faci? Ce faci cu băiatul? Băi! Costică! Bă, tu mai ai voie să conduci? Chiar, frate, tu n-ai voie să conduci? Da. Pe viață și pe... Ce vreau, mă, băiatul? Uite că... Cum
Ieți în ceruri. Comedianți pe ultimul drum. Comedianți. Da, ce bun e asta, că ar trebui să fie filmat așa, vrea, dacă e să fie testament. Este și să murim la un accident de mașină. Vreau să fie comedianți pe drumul filmat în tric. Să ne punem pe amândoi. Să ne punem pe amândoi așa în sicriul tric și să filmeze așa cum. Să ne filmeze fețele noastre. O să arătăm oribil. Cadavru. Totdeauna mi-au plăcut piloții de ecosă. N-au și care asta și când erau filmat tot timpul sau... Și volanul ăla parcă e foarte lejer așa. Da, este foarte. Foarte greu să faci lucruri în perioada respectivă, adică lucruri din mașină normale. Cum ar fi să vorbești? Să vorbești la telefon când te sună maică-ta și ești pilot de urmă și îți pui telefonul așa sună. Da, mamă, sunt la curs. Da. Mă rog, pe șosea, da. Nu mă duc nicăieri, nu. E cursa, doar atât. Da? Că nu pot vorbi că... Sunt acum, sunt în curvă, da, da, da. Bine, mamă, hai, te pup. Da, am luat. Bine, ți-am luat când ajung la tine. Bine, să rămână, pa, pa. Se mai sună iubire. Da, mă. Sunt în curs, nu prea pot vorbi. Da. Bine, hai că iau. Bine, te pup. A, stai. Da, 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 hai că ne auzi. Se scrie mesajul. Da, mă, gata, deci nu pot să conduc așa. Nu, la raliuri n-ai poziția asta. Da, și stai așa. Te uiți pe geam. Nu, nu, nu poți să faci asta la radio, știi, să te mai întinzi așa. Da. Ține un pic de volan, că trebuie să-mi dau geaca așa. Să intre copilotul. Da. Că stai geaca jos. Am ca să ții nici tu încă cu volan așa. Hai, Dani.